Salutare tuturor, bine ați venit la podcast Generația lui Johnny. 1 martie, este luni, este primăvară, clar se întâmplă ceva, că sunt prea multe lucruri care sunt fix la început de drum. Poate v-ați făcut anumite planuri, cum ar fi gata, încep o nouă dietă sau schimb ceva în viața mea sau în sfârșit mă uit mai mult către mine ca să aflu cine sunt cu adevărat. Și e bine să avem un invitat pe măsură, chiar o invitată pe măsură, care să ne spună cum să ne reglăm sau să aflăm mai bine despre noi, cine suntem în adevăratul sens al cuvântului. Iuliana Enescu, vrea să spun Dragnea, bine ai venit, Iuliana, în podcast. Bine te-am găsit, John, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, să ai o primăvară frumoasă. Mulțumesc, avem cu toți o primăvară extraordinară. A început bine pentru tine? Foarte bine. Da. Avem o misiune foarte dificilă, în mai puțin de 30 de minute, să reușim să livrăm către cei de acasă ce e mai de preț din ceea ce tu știi, foarte multe dintre lucrurile conștiente, dar vreau așa pe scurt, pentru că uite aici scrie foarte clar la mine, constelații familiale și n-aș vrea să creadă lumea că facem vreo vrăjitorie, zi-mi cine ești. Sunt ca nume Iuliana Gabriela Enescu astăzi. Și de ceva timp, ca și meserie, sunt psihoterapeut și cu înclinații către mai multe zone ale terapiei, cum sunt constelațiile familiale, și intră într-o sferă de psihologie transgenerațională. Și pe lângă asta mai am și alte formări care m-au ajutat pe mine să pot să ajung mai ușor la om și, în primul rând, la mine, astfel încât să curgă totul așa mai firesc în viața mea și în relațiile cu ceilalți. Mă întrebai înainte de podcast... Dacă eu am renunțat vreodată la mine și nu mi-aduc aminte un astfel de moment, dar aș vrea să îți pasez ție întrebarea ca să-mi răspunzi dacă ți s-a întâmplat vreodată să renunți la tine, nu știu, să te pui pe locul 3, pe locul 10. Da, am făcut asta și cred că facem cu toții asta de multe ori fără să ne dăm seama. Mi-aduc aminte că au fost momente în care făceam asta pentru că aveam impresia că este un mod în care mi-arăt iubirea și până am înțeles că, de fapt, iubirea înseamnă să am grijă de mine și să fiu eu pe primul loc în viața mea, pentru că doar așa, fiind pe locul meu, pot să ofer celorlalți ceva din ceea ce eu sunt. Altfel, e ca și cum nu aș fi aici, prezentă. Și atunci nu am ce să ofer. Deci tu spui că trebuie să ne iubim pe noi. Și e mai mult de atât decât să mă iubesc pe mine. Este să pot să mă iubesc pe mine ca să pot să... Înfloresc, așa cum înfloresc florile, că tot e primăvară și vorbeam de cum înflorim în viața noastră. Așa. Și o parte care îmi place mie foarte mult este să ne înflorească inima. Pentru că atunci când înfloresc din inima mea, înseamnă că eu mă simt în siguranță, sunt conectat la mine, la pământul pe care noi ne aflăm și așa cum este floarea, este înrădăcinată și ne oferim parfumul celorlalți. Măi, Iuliana, dacă eu nu mă simt bine, ce fac? Dacă eu nu mă iubesc pe mine? Nu știu, dar am un moment din ăsta, te-am ascultat acum și nu știu, parcă nu mă mai simt bine. Ce fac? Doar că ți-am spus eu asta? Da, da, nu știu, ai declanșat niște chestii acum în mine, serios. Ce fac? Poți să stai un pic cu tine, să vezi ce s-a atins. N-am timp, nu sunt lăsat, am un program foarte încărcat. Toată lumea vrea ceva de la mine. Da, cred. De multe ori aud asta. N-am timp să stau cu mine, nu știu ce înseamnă să stau cu mine, mi-e frică să stau cu mine și atunci aleg să fac ceva în fiecare moment. Păi este un foarte bun punct de plecare, în care tot o să te duci în ce vrei tu să faci sau în ce nu vrei tu să faci, așa, în toată mișcarea asta. Da. Și la un moment dat ceva o să ne oprească, fie că vrem sau că nu vrem, și din păcate, aș zice, ne oprește ceva ce este dureros, ca să putem să ne luăm acel timp în a sta cu noi. Chiar zilele trecute la bancă îmi spunea cineva că nu are timp să se cunoască și că ar face asta, dar nu are timp. Ce cauți la bancă? Mi deschideam contul pentru noul proiect pe care l-am început. Așa. Deci nu-ți faci un credit ceva pe 30 de ani? Nu. Încă? Încă și sper să stau cât mai departe de asta, este intenția mea. Eu ți-am pregătit foarte multe întrebări care te vor plimba dintr-o parte în alta, să nu-ți se pară un pic, nu știu, ne la locul ei călătoria pe care o avem. Uite, eu cred că mulți dintre oamenii care ne urmăresc acum încă nu știu faptul că există o legătură între momentul în care mă doare sufletul. Și nu știu, aici l-am poziționat eu, să-mi spui dacă greșesc,
Și momentul în care avem efectiv o boală, ne doare ceva. Hai să explicăm un pic treaba asta pe scurt, pentru că vii din zona asta, cunoști despre ce lansez eu acum și te rog să ne explici. E interesant că evitasem un pic partea asta când ți-am spus mai devreme de ce ne oprește să stăm cu noi. Și da, boala este un factor care cumva ne aduce mai aproape de noi înșine. Corpul nostru este un foarte, foarte bun însoțitor de drum în tot ceea ce avem noi de făcut și recomandat este să avem grijă de el. Și la el ajung în ultimă instanță acele stări pe care noi, din nevoia de a ne proteja de durere, de pierdere, de deconectare de ceilalți, vine și ne atrage semnale de alarmă. Și ne doare astăzi ceva, mâine altceva, până când, dacă trecem printr-un șoc puternic, s-ar putea afecțiunea să fie din ce în ce mai puternică. Și atunci, vrem, nu vrem, ai nevoie să ne luăm timpul de a ne îngriji. Fie că ne îngrijim noi, fie că ne îngrijesc ceilalți, este o modalitate prin care eu primesc sau eu îmi ofer, sau ambele. Și tot iubire. Iuliana, spune-mi, pentru că ziceai ceva despre a ne simți conectați, pandemia asta nu cumva ne-a adus tot soiul de mici reacții adverse, ne-a adus o anxietate, ne-a adus, deci am zis că e bine să nu folosesc în podcast cuvântul depresie, că e ceva foarte grav. Deci îl folosesc că sunt oameni care au intrat în depresie. Sau un burnout, în momentul în care efectiv nu mă mai pot stăpâni, îmi ies din fire. Există o legătură? Ne-a făcut pandemia asta să fim mai puțin decât eram înainte? Mă gândesc acum dacă ar fi potrivit să spun că ne-a făcut mai mult decât eram înainte. Nu știu dacă este corect sau cât de corect este spus, însă cred că tot ceea ce se întâmplă ne afectează fie că vrem, fie că nu vrem, dar modul, impactul pe care îl au evenimentele din jurul nostru asupra noastră va fi diferit. Practic, pot să scoată la suprafață ceva ce noi avem, pot să amplifice ceva ce există, însă eu, cel puțin în terapie, prefer să evit cât de mult pot aceste identificări, că e anxietate, depresie sau orice altceva, pentru că de multe ori tindem să ne identificăm cu afecțiunea respectivă și să nu putem să mergem mai departe. Și atunci mă întorc la zona de conectare și deconectare de care spuneai și noi putem să ne conectăm atunci când ne simțim în siguranță. Cât de în siguranță ne simțim noi în viața noastră cu tot ceea ce se întâmplă acum? Pentru că pot să e cea mai potrivită. Mă bucur că ai lansat totul. Te simți în siguranță și nu mă refer acum la acest moment, ci mă refer așa, pe ansamblu de când a început pandemia. Au fost momente în care am simțit nesiguranța, în primul rând pentru că erau foarte mulți din jurul meu care intraseră într-o zonă de panică și în panică nu mai sunt atât de mult în contact cu mine, nu mai pot să mai văd realitatea așa cum este ea și să stau în zona de concret. Da, există, se întâmplă ceea ce se întâmplă, însă e nevoie să văd exact pentru mine și pentru noi în acest moment cum este. Pentru că dacă mă gândesc tot timpul la ce ar putea să fie, atunci am anxietatea. Da? Pentru că grija mea este cum controlez ceea ce va veni, viitorul, lucru pe care nu putem să-l facem, însă ce putem face este modul în care ne raportăm la prezent și modul în care noi ne conectăm cu noi. Uite, în ultimii ani m-am format într-o formă de terapie care se numește Somatic Experience și lucrează trauma la nivel corporal. Mi-a plăcut foarte mult și mi-a adus foarte multe schimbări în viața mea personală, dar și în profesie. Și o chestie care mi-a plăcut foarte mult și pe care o dau cât de des pot mai departe, este zona de teorie polivagală, așa se numește, un nerv. Polivagală? Da, este cel mai lung nerv din corpul nostru așa. Și cel mai vechi și face parte din sistemul nervos, în zona de sistem nervos simpatic. Însă ce vreau să spun este metafora pe care eu o folosesc, apropo de conectare și deconectare. Și o să te rog să-ți imaginezi că ai un ocean, așa, un ocean tăiat în secțiune, iar partea deasupra unde sunt valurile, lumina, facem noi surf, notăm și toate cele, este zona de conectare, este zona noastră de bine, este zona în care noi ne simțim în siguranță. Urmează zona de mijloc,
în care nu mai este de multă lumină, începe să fie din ce în ce mai întuneric, cu cât cobori apa este mai rece și urmează și partea de întuneric. În partea de mijloc avem două părți, partea care este în zona de sus înspre lumină și aici am zona de creativitate, mișcare, am energie să fac sport, dar totuși este zona de alertă, de activare, tot ce înseamnă partea de mijloc. Și mai este partea de mijloc în jos înspre partea de întuneric, unde aici apar acele atacuri de panică, anxietate. De ce? Pentru că în partea aceasta, în alertă, eu mă simt în pericol. Nu mai am siguranța pe care o aveam sus. Nu mai am claritate, încep să văd lucrurile într-un mod mai puțin clar. Și asta, cu cât îmi stau mai mult aici, s-ar putea să mă duc în zona de jos, de deconectare, unde o să stau atât de mult prins doar eu în lumea mea și modul în care am să văd lumea pe acest nivel va fi de nemulțumire, de îngrijorare, toată lumea este rea, toată lumea este un factor de pericol. Și atunci, dacă eu în pandemie reușesc să stau în zona de creativitate și de bine, mi este mult mai ușor să fac față, de fapt, la orice ce vine. Pentru fiecare etapă am, practic, o lume diferită. Dacă sunt în zona de jos, nu contează cum este lumea din jurul meu și ce se întâmplă, o să o văd tot întunecată. Mă gândeam la ce vedem la televizor, la felul în care arată multe dintre subiectele pe care le abordează presa națională și mi-e teamă că ne-am scufundat de mult, cel puțin așa la nivel general, doar pentru clickbait, dar nu asta mă interesează pe mine, ci vreau să-mi spui dacă pot să mă înveți să fac pluta. E foarte frumoasă metafora ta și este o chestie care mi se pare foarte utilă și sănătoasă, pentru că noi avem nevoie, de fapt, cu toții să știm că putem să ieșim din zona asta de întuneric. Să imaginezi că e o scară pe care urci și cobori în timpul zilei, poate de mai multe ori, când simți că nu ți este ceva. Mm-hmm. Și un mod în care poți să faci asta este, de fapt, să poți să fii atent la tine și să te conectezi, în primul rând, tu cu tine. O modalitate prin care noi putem să reglăm sistemul nervos și este cea mai la îndemână este respirația, pe care de multe ori o neglijăm. Însă în momentul în care ne ducem cu atenția asupra respirației noastre și o urmărim, pur și simplu să stăm acolo în fluxul ei, ne reîntoarcem la noi. Și până să mă întorc la lucrurile pe care eu le pot face. Și chiar dacă simt multă tristețe sau anxietate, este în regulă să simt ceea ce este. Și să fie. Și atunci pot să iau un creion, un pix, orice. Sau poate dacă sunt ceva mai creativ, pot să iau o bucată de plastilină sau orice, o hârtie, nu contează, și să mă apuc să fac ceva. Pentru că am nevoie să mă mișc. Practic, cea de mijloc ține de zona de a putea, a face. Și am nevoie să reintru în puterea mea. A face pluta este altceva ceea ce eu pot să fac. Pot să respir? Da, pot să respir. Am zis asta cu pluta pentru că de multe ori, mai ales în vreme de pandemie, mi-au spus oamenii, băi, sunt praf, sunt, nu mai pot, deci e groaznică viața mea. Ce fac? Și am zis, bă, nu știu ce să faci, fă ceva, dar închipuiți că ești, nu știu, în mijlocul oceanului, te-a aruncat cineva în ocean, nu știi să înnoți și nici nu vine vreo barcă sau ceva de salvare deocamdată. Dacă vei începe să dai din mâini și din picioare să te zbați, cu siguranță o să ajungi în întuneric. Dar dacă vei face tot posibilul să faci pluta, o să ai timp să te gândești unde ești. Deci asta e teoria pe care am pus-o eu în practică de mai multe ori. Când toată lumea era zna, zic, ok, acum o să fac pluta. Asta și o să trag aer în piept și nu o să mă supăr pe mâna prea tare sau nu o să intru în panică dacă am rămas fără bani sau bate banca la ușă sau ce probleme mai au oamenii. E un stres mare banca asta. Da, mi se pare că cea mai mare relație sau cea mai de durată relație pe care o avem mulți dintre noi este cu banca. Și cum este relație de lungă durată? Bă, e un exercițiu. Ca în orice. Te atașezi, adică e cu atașament, s-ar trebui să spui, parcă mai merge încă ceva. Glumesc, asta e realitatea, asta e aia pragmatică. E adevărat că mai contează și de ce faci acel ceva, de ce faci creditul. Te bucuri cu adevărat de ceea ce se întâmplă sau ți-ai luat mașina aia doar ca să te lauzi către prieteni sau ți-ai luat o casă doar pentru că mai aveai nevoie de încă una, simțeai tu nevoia că ai prea puțin. Când e pentru noi, ok. Spune-mi, Iuliana, ce faci când nu zâmbești? Nu zâmbesc.
Înseamnă că dacă nu zâmbești, ești tristă? Pot să fiu și tristă, dar nu neapărat. Adică îți permiți să fii tristă? Normal, tu nu-ți permiți să fii trist? E normal să fii trist. Nu știu, mă gândesc că dacă tu ești specialist în domeniul ăsta, ai putea să ne spui cum anume ar trebui să fie percepută lumea ta. Adică tu ești un om de oțel sau ești și tu tot un om? Asta vreau să înțeleg. Sunt tot un om. Tot un om ești, da? Mm-hmm. Știi că oamenii numere la psiholog pentru că au impresia că acel psiholog ne citește mintea, ne conduce, ne manipulează, ne lasă în pace. Dar de fapt sunt doar niște oameni care sunt pregătiți pe acel domeniu ca să ne... și ajută-mă, să ne... ghideze. Dar eu zic, când îmi spui asta, mă gândesc că tot este sistemul nervos, partea de activare, luptă, fugă, zona de alertă. Hai să vedem cum face să ne simțim iar în siguranță. Ce face siguranță? Cum mă pun eu într-un loc de siguranță în viața mea? Un cont bancar cu foarte mulți bani. Ok, dar cum oferă acest cont bancar siguranță în viața mea? Când am nevoie să-mi fac vreo poftă sau se întâmplă ceva, să pot să scot niște bani de acolo și să plătesc. Ok, poți să gestionezi și poftele astea, cu ce au legătură aceste pofte? Da, deci pofte? Tu vrei să păstrezi banii. Ești un soi de Kiyosaki, doar că zi în limba română și vrei neapărat lucrurile astea să se întâmple până la capăt. Ai avut până acum vreo decizie pe care efectiv ai luat-o și te-ai gândit în primul rând din punct de vedere al unui terapeut și abia apoi din punct de vedere personal? Da. Da, am făcut asta. Păi fac asta în primul rând ce mă privește pe mine, că ține de viața mea în cabinet, pentru că am nevoie să... E o modalitate prin care eu mă duc în zona de a fi obiectivă sau cât de obiectivă pot eu în acel moment. Și atunci pe mine asta mă ajută să iau decizii care să-mi fie mult mai sănătoase, de fapt. Dar bineînțeles că probez cu mine, cum îmi este mine, cum îmi este mie, cum se vede asta pe mai departe în viața mea. Pentru că nu pot să fac o diferență între ceea ce sunt, între meseria mea și eu, Iuliana. Pentru că eu, Iuliana, fac ceea ce fac, că asta mi-a plăcut și spre asta am mers. Și în continuare, asta m-a văzut făcând. Adică e meseria și acasă? La ce te referi când spui asta? Când vin multe răspunsuri în minte. Care e primul răspuns care îți vine în minte? Când acum, îmi spui asta... Ai stat să-l gândești? Am stat să îl formulez un pic pentru că este important ce spune și cum spune. Mm-hmm. Corect. Așa da. Este. A lua meseria acasă înseamnă, cel puțin pentru mine, a nu vorbi despre cazuri sau oamenii cu care eu interacționez, dar am nevoie de tot ceea ce am învățat, de exemplu, pentru a-mi susține familia în sine. Primul rând copii, soțul și ce înseamnă familia noastră pentru a putea face ca lucrurile să fie cât mai bine. Mi-a plăcut cum ai răspuns. Adică mi-ai dat un răspuns atât de bun încât nu am înțeles decât partea aia frumoasă, dar știi că noi luăm acasă de cele mai multe ori business-ul, locul de muncă, colegii. Munca nu se termină la ora 5-6 când se termină programul, ci se termină atunci când adormi, când nu mai sună telefonul, când nu mai scrie nimeni pe grup. Dacă mă refer doar la mine, nu se întâmplă asta. Adică ce este atunci cu mă văd cu tine, cu tine stau de vorbă și când tu ai plecat, eu te-am lăsat pe tine cu toate ale tale acolo. Deci ți-ai făcut acest setup foarte bun. Ale mele. Dacă așa se vede la tine și este setup, da, atunci asta. Adică e foarte fain să înțelegi că din acel moment nu este treaba ta și nu trebuie să iei cu tine acasă emoțiile. Am niște prieteni care lucrează în domeniul ăsta în care lucrezi și tu și spun, băi frate, seara mă gândesc la tot ce am auzit peste zi și am mintea vraiște. Păi să știi că ne atinge și pe noi ceea ce se întâmplă. Profa de supervizare, mă rog, am lucrat de curând pe partea de traume la mâna a doua. Cum sună asta? Sunt de cumpărat traumele astea sau ce? Dacă vrei neapărat putem să împărtășim câteva. Okay. Deci dacă mă simt pregătit pentru asta. E în regulă. A, e în regulă să nu mă simt pregătit. Este în regulă să știi ce vrei și să îți trasezi limitele care sunt pentru tine sănătoase, pentru că, de fapt, este o altă parte în care eu mi-arăt mie că mă iubesc, știu de unde până unde sunt eu, știu ce pot să fac eu pentru mine, astfel încât să nu intru în relații în care știu că s-ar putea să-mi fac rău. Este o modalitate prin care, la fel, mă protejez și am grijă de mine. Second hand, zim de mâna a doua. De mâna a doua. Păi atunci când
ni se împărtășesc dureri, experiențe foarte dureroase, este normal să fim și noi atinși de ceea ce se întâmplă. Nu ai cum, practic, ești om. Și noi cum să nu fii atins de ce se întâmplă cu viața celuilalt? În primul rând că îți pasă, că până la urmă nu cred că ai avea meseria asta dacă nu ți-ar păsa cu adevărat. Și atunci a te conecta la celălalt înseamnă să împărtășești. Înseamnă, de exemplu, să ții spațiu astfel încât celălalt să aibă locul necesar în care se simtă în siguranță. Și noi, în relație terapeutică, și nu numai, în viața noastră avem nevoie să creăm astfel de relații de siguranță. De exemplu, partea de socializare este o parte care pe noi ne ajută să ne conectăm întâi și, pe urmă, să intrăm în subiecte care pot să fie mai dificile. Și atunci avem nevoie cu toții de autoîngrijire. Și că merg la sală sau că alerg sau am grijă să beau mai multă apă, să mănânc mai multe fructe și legume, să-mi iau un timp în care să stau cu mine, să respir, să fac o meditație sau o rugăciune sau o altă formă de conectare cu sine și cu divinul, cu natura, sunt modalități prin care ne autoreglăm. Sau să ne jucăm cu un câine sau o pisică sau, mă rog, un alt animal. Sunt lucruri pe care le putem face pentru noi și să ne ducem în zona aia de a face surf mai degrabă decât a face pluta, știi? Pentru că ceva ce noi deci putem ridicat, să nu mai fac pluta. Controlăm. Zim despre, păi ai nevoie de valuri. Zim despre constelațiile familiale, apropo și pe ocean, mai sunt niște furtuni din când în când, că eu nu prea înțeleg. Și dacă mă faci să înțeleg, promit când mai aud undeva povestea asta cu constelațiile, e cu astrograma, ce-mi faci? Nu. Te uiți la stele și îmi spui, pare că tu o să ai o zi bună. Ce frumos ar fi. Să te uiți la stele și să... Păi stai că sunt, uite, îți recomand pe cineva serios să-ți faci astrograma și zice, Iuliana, ești predispusă să faci asta. Uite, ai luna în casa a 12-a. E posibil. Și soarele e pe ce? Acum, tot timpul este și dacă îl vedem și dacă nu îl vedem. Așa este. Constelațiile familiale au fost fondate de Bert Hellinger, care a fost psihoterapeut, dar a fost și preot într-un trip din Africa și acolo a descoperit trei legi ale iubirii, care mi-au plăcut foarte mult și cumva asta m-a atras cel mai mult în această formare. Și dacă ar fi să fac o conexiune între constelațiile familiale sistemice, constelații sistemice familiale și constelațiile de pe cer, este că toate sunt formate din familii, din case de. Și asta este o conexiune pe care o putem face. Și așa cum stelele se influențează unele pe altele și sunt conectate, așa și noi, în familia noastră și în neamul nostru și în tot arborele nostru genealogic, suntem conectați unii cu alții. Și tot ceea ce facem îi va influența și pe cei de dinainte și cei de după. Concret, ce ar trebui să fac? Să mă duc către părinții și bunicii mei, dacă mai sunt sau nu în viață, și să-i întreb ceva din ce și-aduc aminte despre stră, ca eu să pot să-mi fac o mapare a oamenilor, a comportamentelor pe care le-au avut aceștia, și apoi ce fac cu informația asta? Hai să spunem că unul a fost bătăuș, celălalt a fost miliardar, deși mai greu. Unul a fost gropar, celălalt a fost bețiv. Ce spune asta despre mine? Iuliana. John. Te ascult. Partea pe care tu mi-ai descris-o, eu o fac de regulă atunci când creez tot un fel de hartă, dacă vrei. Mm-hmm. Este harta de psihogenealogie. Fac arborele genealogic și acolo pot să pun partea de somatică, de bolile care au fost în familie, de educație, rolurile pe care le-au avut, ce se spunea despre, pentru că toate lucrurile astea ne influențează. Însă în constelații procedez un pic diferit, pentru că în constelații contează foarte mult câmpul de lucru și când spun asta mă gândesc la un câmp fenomenologic, se numește, în care... Ca să pot să ți le explic mai bine sau să explic asta mai bine, poți să te gândești la storurile de păsări sau la bancurile de pești care sunt conectate împreună și ele când, de exemplu, simt un pericol, vor pleca împreună. Da? Când, chiar am văzut un documentar pe tema asta zilele trecute. Dar în câmpul fenomenologic, în constelații, noi ne influențăm reciproc și că vrem sau că nu vrem, ne conectăm unul cu celălalt la tot ceea ce celălalt are. Practic, într-o sesiune de constelații de grup, și numai, dar voi vorbi despre ele, este vorba de un grup de oameni
în care stăm în cerc de regulă. Pentru mine a fost mandala în mișcare când am făcut prima oară. Are sens pentru mine, pentru că mandala este un cerc, speră, conținătoare, în care totul are voie să fie. Și exact asta este și în constelații. Și prima lege a iubirii în constelații este că toată lumea are dreptul să aparțină. Și atunci când eu știu că aparțin și simt asta în toată ființa mea, că aparțin sistemul meu de familie și sunt cu adevărat pe locul meu, este mai ușor să întâlnesc viața. Și atunci sunt în deplină bucurie și stare de bine și voioșie și armonie și toată zona asta de... Deci poți să aparțin acolo unde îmi pun eu locul, da? Nu, este locul pe care eu îl ocup de drept în sistemul meu de familie. Că sunt primul, al doilea, al treilea născut sau că sunt dacă fiul eu mă așez cuiva, lângă tine, Iuliana, cuiva. Eu pot să aparțin cercului din care tu faci parte? Doar dacă nu, cumva ne rudim și nu știm cum. Deci doar așa? Nu există? Adică mă gândeam că dincolo de gradul de rudenie, oamenii să aibă iubirea asta indiferent dacă, nu știu, sunt sau nu în constelație. Da, mai se întâmplă dacă omori pe cineva. Așa. Criminalul este luat ca parte de, ca membru al familiei, tocmai pentru că dacă l-ai dat la o parte, i-ai luat dreptul de a fi cuiva. Da. Vei fi pe locul lui și asta are legătură și cu iubirea de sine. De exemplu, modul în care se încalcă această lege este când eu renunț la mine ca și copil și mă duc deasupra părinților mei să am grijă de ei. În momentul în care eu ca și copil, și facem asta la vârste foarte mici, inconștient, trebuie să ne dăm seama că facem asta, ne ducem și căutăm să avem grijă de părinții noștri și renunțăm, nu ne mai bucurăm pentru că eu nu văd părinții fericiți sau eu nu fac anumite lucruri pentru că iubirea pe care o am față de ei este atât de mare încât și neconștientă sau este infantilă, ne schimbăm rolurile de fapt. Și atunci, în loc să fiu susținut de părinții mei, mă duc eu și devin un copil parentalizat, se numește. Și sunt multe alte roluri de aici, dar este unul pe care eu îl întâlnesc foarte, foarte des. Bine, probabil că mulți și-au și dorit să fie îngrijiți de către copii. Era povestea asta cu fac, de ce ai făcut niște copii? Păi ca să aibă grijă de mine la bătrânețe. Și cumva asta poate să fie și bine, dar poate să fie și rău pentru... Practic îți faci un mindset, tu în calitate de părinte, că la bătrânețe nu vei fi bine. Și atunci, poate nu e tocmai cea mai bună chestiune. Știu, sunt multe de discutat, dar nu mai avem timp. Deja? Și mai, da, eu ți-am zis că nici nu avem timp să discutăm mare lucru, dar... Fii atentă, vreau să-mi spui așa, dacă ai un mentor, dacă ai pe cineva care te ghidează atunci când tu îți pierzi echilibrul, poate să fie oricine, poate să fie un individ pe care l-ai văzut o singură dată pe Instagram, chiar dacă tu încă nu ai cont de Instagram. Încă. Încă, da. Cine este mentorul tău? Păi sunt profesorii mei din supervizare, dar la cine m-am raportat constant când mi-a fost greu a fost natura. Și sprijinul meu de reziliență, dacă vrei, a fost copacul. Tot timpul. Poți să-mi dai un exemplu mai concret? Adică chiar dacă pare un pic abstract sau spiritual, să-mi spui, uite, când s-a întâmplat asta, am fost în natură și... Da, uite, am o... ok. În fața blocului unde stăteam când eram mică, așa, era un copac nu de mult plantat și era destul de micuț el pe vremea aceea și mi-aduc aminte că ploua, era și cu lapoviță. Și îl vedeam așa cum este cu totul, cu crengele la pământ și mă simte, când îl priveam pe el, îmi dădeam seama că așa mă simt și eu în acel moment, ca acel copac care este la, cu crengele înspre pământ. Și mi-am dat seama că apa asta trece, la povița asta trece și că el se va întoarce oricum. Și a doua zi de dimineață l-am văzut iarăși cum era în picioare și într-adevăr și starea mea era, cum vedeam și copacul, la te-ai fel în picioare. Te-ai gândit că ai vrea să fii meteosensibilă? Nu, că nu era de la vreme. Era de ce se întâmplă atunci în viața mea. Ah, ok, și asociai, găseai niște motive ca să poți să... Ok, e foarte bine, super. Mai avem atât de puțin încât vreau să ne faci o recomandare de carte. Să-mi spui un titlu de carte. Una care ție îți place atât de mult încât merită să fie mai departe citită de către Observatorul Prahovean. Toți cei care se uită la acest podcast sau îl ascultă ceva mai târziu. Păi, pot să vă recomand cărțile lui Peter Levine. Așa.
Pentru că? Pentru că ele vorbesc despre traumă la nivel corporal și mi se pare foarte util să știm că e vorba de sistemul nervos și că de fapt e ceva ce putem să controlăm și că oricât de neagră ar fi viața, luminița aia sau soarele pe cer este oricum acolo. E final și am să te rog să ne oferi un mesaj și acest mesaj să ajungă către cei de acasă, către cei care stă acum în mașină, către cei care se bucură sau poate au un moment mai puțin plăcut în viața lor. Le urez să se bucure de primăvară. La microfon, să se audă la microfon bine. La microfon, da. Așa. Asta le urez, să se bucure de ce reprezintă primăvara, care aduce înflorirea și noul în viața noastră, pentru că am venit după o toamnă și o iarnă în care am lăsat lucrurile să plece și acum să aducem lucruri proaspete în viața noastră. Iuliana, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în podcast. Nu ne-ai zis unde te găsim, unde putem să te căutăm, poate avem nevoie de tine. Simțim că, nu, serios, poate chiar mi se pare foarte tare. Știi cum îți alegi un dentist, trebuie să-ți alegi și un psihoterapeut sau un duhovnic sau pe cine vrei tu. Păi locația mea chiar este la sediul unei clinici de stomatologie, așa, pe Colinei 30. Știi că nimic nu e întâmplător în lumea asta, niciun cuvânt nu trebuie pus așa degeaba, trebuie să aibă un sens sau măcar tu să-i dai un sens. Dar cum ești pe Facebook? Că poate n-ajunge toată lumea pe Colinei. Sunt cu psihoterapeut Iuliana Gabriela Dragnea Enescu. Dar o să schimbe asta în curând. Stai un pic. Stai, eu nici măcar nu știu să-l zic pe Iuliana Gabriela Enescu Dragnea. Mm-hmm. Am zis bine, da? Mm-hmm. Mulțumim încă o dată. Să ai grijă de tine și de sufletul tău și să ai o primăvară frumoasă, să zâmbești în continuare. La fel și vouă, celor care ne-ați ascultat, ne-ați privit până acum și cu siguranță v-ați luat ceva notițe. Dacă e întuneric la voi în cameră, nu uitați să mergeți către întrerupător și să aprindeți lumina. Ajuns să ne auzim luni tot la 13. Numai bine!